Foarte greu, dar băieți au muncit azi, îmi pare bine că ceva au înțeles că e la meciul la care 4-4 cu Budești, a avut stăruință și foarte bine jucat. Puncte slabe trebuie mai simplu de jucat și de bătut la poartă, dar puncte bine că noi avem momente de a realiza. Un meci greu, ați văzut că timpul este foarte cald, dar mersi băieților că au muncit până la urmă și vreau să-i felicit cu a doilea câștig astăzi și sper că în continuare ne vom lupta pentru primele trei locuri. Punctele tare, tot timpul Joker a fost o echipă care s-a luptat tot timpul pentru victorie, pentru titlul. Punctele slabe ale formației Joker a fost că anul acesta am început cam greu, am pierdut două meciuri în campionat, adică trei. Și aceste puncte care le-am pierdut, cred că anul acesta nu ne va da posibilitatea să câștigăm cel de-al nouălea titlu consecutiv.